Poziția greșită în bancă, dar și ghiozdanul foarte greu duc la apariția unor probleme foarte mari. Am spus și mie dacă te-a durut vreodată spatele atunci când ai dat ghiozdanul jos? Da, pentru că aveam foarte multe cărți în el și era foarte greu. Știi ceva despre poziția corectă pe care trebuie să o ai atunci când stai în bancă? Păi trebuie să stăm drept în bancă ca să nu ni se strâmbe coloana, pentru că atunci când vom fi mari vom avea mari dureri. Ce știi tu despre poziția corectă pe care trebuie să o ai când stai în bancă? Păi de fiecare dată când stau mai cocoșată și în pauze ne ridicăm, mă doare spatele, pentru că eu stau de obicei așa ca să scriu bine și mi-e greu. Câteodată nu putem să stăm chiar drept. Dar despre greutatea ghiozdanului tău, te doare spatele după ce îl dai jos? Cam de fiecare dată, pentru că e mare și acum că suntem în clasa 5-a, sunt mult mai multe materii decât în anii trecuți. Astăzi, elevii școlii George Poboran au participat la o altfel de lecție, cea de corectare a poziției în bancă. Asta în condițiile în care peste 80% dintre elevi au o poziție greșită. Corpul trebuie să stea în permanență cu picioarele pe pământ, în poziția aceasta, cu genunchii undeva la 90 de grade de flexie, după care articulația coxofemurală la alte 90 de grade raport cu trunchiul. De aici încolo încep problemele de scramper, pentru că de foarte multe ori picioarele stau ok în bancă, unde se pierde foarte mult la poziția pronevertebrală. Pentru el, raportul cu umăr ar trebui să fie undeva mai în poziția aceasta. Dar se că banca este înaltă, coatele se lasă foarte mult jos. Din această poziție, unele se mai în spate, de foarte multe ori, dacă scaunul are 90 de grade, se pun tot așa niște perne în spate, iar de aici poziția capului este cea mai importantă. În mod normal, poziția capului ar trebui să fie asta. O altă problemă ce generează dureri de spate pentru copii este cea a greutății ghiozdanului. Este foarte importantă greutatea ghiozdanului, dar mult mai importantă este poziția ghiozdanului. Cele mai bune ghiozdane sunt cele în care bretelele sunt pe ambele părți și, practic, partea de jos a ghiozdanului este lipită de bazin, lipită de centru de greutate. De foarte multe ori, ghiozdanele bune sunt cele în care sunt prezente mai multe buzunare care să aibă o proporție foarte bună a forțelor în ghiozdan. Le tratăm prin exerciții special făcute pentru fiecare individual, pentru fiecare copil în parte, specific patologiei pe care acel copil o are, dacă este o cifoză, dacă este o hiperlordoză, scolioză, se fac exerciții specifice pentru a întări musculatura, pentru a corecta poziția greșită a structurilor osoase din coloana vertebrală, pentru a dezvolta musculatura astfel încât să susține cât mai bine partea de postură a coloanei vertebrale și să ajungă coloana vertebrală în pozițiile anatomice, fiziologice normale. Lecția de astăzi a avut loc în cadrul proiectului Slatina Copii Sănătoși, Oraș Înfloritor. În cadrul acestui proiect, pe lângă corectarea poziției în bancă a elevilor, sunt vizate și cursuri de hidrokinetoterapie la bazinul didactic și introducerea unor exerciții de kinetoterapie la ora de educație fizică și sport. Proiectul care începe astăzi este la a treia ediție, al treilea an pe care îl desfășurăm în cadrul școlilor din Slatina. În prima etapă pe care o vom demara astăzi, le vom prezenta copiilor care este poziția corectă pe care trebuie să o adopte în bancă. Acest proiect este finanțat de către Primăria Slatina. El face parte din cele 36 de proiecte ce au primit anul acesta finanțare de la bugetul local. Slatina Copii Sănătoși, Oraș Înfloritor se află la a treia ediție.